Crizele care s-au suprapus în 2022 au complicat viața românilor. Efectele lor au fost resimțite din plin și de slătineni, în special cei trecuți de prima tinerețe care, din cauza veniturilor insuficiente, au fost nevoiți să renunțe la multe dorințe sau nevoi. Foarte greu, un an foarte prost. Nu a fost scump pe toate lucrurile. Sănătate? Ați avut? Te dă că de unde? Nici bani n-aveți să nimeni. Tratăm. Un an cu multe probleme. Cu multe probleme din punct de vedere economic, financiar, război lângă noi. Un an greu. Iar 2023 va fi și mai greu. Bun, și acum vine unul și mai bun. Așa ziceți, așa, așa. 2023 va fi unul și mai bun. Și mai bun, din toate punctele de vedere. Au avut multe realizări, pentru că mă dau pe skate și am învățat foarte multe lucruri. Și la școală a fost un an bun, 2022, pentru mine. Mie mi-a plăcut foarte mult anul ăsta, mi-am făcut o grămadă de prieteni și simt că m-am dezvoltat ca persoană. La școală cum a fost? Bine, mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc cu liceul, da, și cu clasa nouă, dar zic că m-am acomodat și acum totul stă mult mai bine. Slătinenii așteaptă de la 2023 să fie un an mai bun, care să le aducă sănătate, liniște și bunăstare. Cu toate acestea, oamenii sunt sceptici că vor avea parte de tot ceea ce își doresc. Sănătate îmi doresc, celelalte vin singure. Un an mai bun pentru toată lumea. Asta e singurul lucru ce ne dorim. Să trăiască lumea în pace, să nu avem probleme ce se întâmplă în altă parte. Îți dorești ceva anume anul acesta? Să merg la concursuri în afară. Analiștii economici prevăd că 2023 va fi, din punct de vedere economic, un an greu, în care prețurile vor continua să crească, în timp ce economia românească, în cel mai fericit caz, va stagna.